Protestatarii roșioreni au ales să se deplaseze la București pentru marele meeting sindical OPSD cu mașinile personale sau cu trenul, unde mașinile nu au fost suficiente, mai ales în mediul rural, s-au folosit taxiurile. Totul însă a fost organizat cu discreție maximă, evitându-se deplasarea în coloană. La gara din Roșiori însă, mulțimea care aștepta trenul nu putea să nu atragă atenția, mai ales că una din casierele de serviciu a spus la ieșirea din tură în această dimineață că a vândut 500 de bilete dus-întors pe ruta Roșiori-București. Cam multe bilete vândute comparativ cu numărul celor aflați pe peron, ce nu depășea 200 de oameni, iar unii chiar nu aveau nicio legătură cu mitingul de la București. Probabil organizatorii se așteptau la mai mulți participanți, care însă între timp s-au răzgândit. Printre sindicaliștii care s-au deplasat la București pentru a participa la meeting-ul organizat de confederațiile sindicale s-au strecurat și persoane plătite cu 100 de lei pentru a participa la protestele din capitală. De câștigat au avut și firmele private de taxi care au fost angajate să transporte membrii PSD la București pentru a susține moțiunea de cenzură dezbătută astăzi în Parlament.